Vă pup, dragii mei, sunt Monica Angel și urmăriți Fi Antenă de luni până vineri cu Mădălina. Să aveți o zi minunată. Pupici cu lipici de la Monici. Dacă inima e bogată, întotdeauna ai ceva bun de dăruit. Iar în tot ce facem, să punem ingredientul ăsta sfânt, care face diferența, și anume iubirea. Bună dimineața, dragii mei prieteni harnici și matinali, a dumneavoastră moderatoare Mădălina Mitu. Stați cu ochii pe noi până la final, căci avem o temă nouă de discuție despre stima de sine. Cât este de important să avem încredere în noi, ne va explica Alina Nenu, consilier în dezvoltare personală. Bună dimineața și love coach, life coach. Life coach, bună dimineața. Bine ai revenit, draga noastră. Bine m-am găsit. În platoul matinalului Fi Antenă. Dragii. Avem astăzi o temă de discuție foarte interesantă și este o adevărată plăcere să abordez astfel de subiecte cu tine. Cu drag vin să vorbim despre asta. Eu însă am trecut prin această provocare. A trebuit să-mi ridic stima de sine pentru a avea o viață împlinită. Împlinită, mai liniștită, mai cu încredere în tine că poți să faci față cu brio oricărei provocări și oricărei probleme. Sigur că, dar stima de sine este ingredientul principal pentru a avea o viață împlinită, fericită, echilibrată. Despre așa asta este. Vorbim astăzi. Așa este, într-adevăr, însă sunt tare curioasă să ne explici, Alina, diferența dintre una este să ai încredere în tine și alta este atunci când ai prea multă încredere sau să nu fie confundată încrederea în tine cu obrăznicia sau ajungem acolo, este imaginea de sine, este egocentrismul acolo. Da, imediat discutăm despre toate acestea. Consider că este un subiect din nou pe sufletul tuturor și inclusiv și pe al meu, dar și pe al tău. Cu toții cred că ne-am confruntat la un moment dat în viață. Avem stima de sine de obicei scăzută majoritatea, asta observ eu. Bun, iar de final, pentru ai noștri telespectatori, să nu uităm de acele cărți interesante, să vedem ce ne rezervă și ce ne transmite Universul astăzi. Sunt tare curioasă, dar până atunci, draga mea, dăm voie să ne salutăm colegii împreună, da? Laurențiu Popa de acolo, de la butoane, îl salutăm cu mare drag și pe Radu din spatele camerelor de filmat. Ne face imaginea asta așa frumos, atât pe TV cât și pe Facebook, suntem live și acolo, pe Antena 3 Vâlcea, vă așteptăm mesajele. Dacă aveți întrebări, eu știu, pentru Alina, pentru invitata mea, sau pentru mine, sau cineva, dacă astăzi este la ceas de sărbătoare și vreți să-i transmiteți o urare, eu vă stau la dispoziție să vă citesc mesajele și cu precădere să abordăm acest subiect foarte interesant și important, ca de fiecare dată. Pentru toți cei de acasă, doresc să aduc în atenția dumneavoastră tot ce este mai frumos, de povestit, de dezvoltat, de sfătuit, dacă este cazul, iar dumneavoastră, dacă considerați că este ceva pe sufletul dumneavoastră și vă ajută într-un fel să vă schimbați viața, să știți că m-aș bucura tare mult, să știu că prin prisma matinalului Fi Antenă, prin prisma acestei frumoase emisiuni, așa cum o considerați dumneavoastră, că și mă întâlnesc cu mulți telespectatori, am putut să marcăm viața dumneavoastră într-un sens pozitiv. Și dacă vorbim de pozitiv și de partea aceasta cu pozitiv sau negativ, mă gândesc oare cum va fi vremea în acest sens. Va fi pozitiv, adică avem soare, sau negativ cu ploaie. Dar să nu considerăm ploaia negativă, deși unele persoane sunt meteosensibile și ploaia are sensul ei pozitiv în viața noastră și mai ales pentru pământul nostru, care trebuie și el hidratat și pentru noi să respirăm aer curat. Așa că acum ascultăm vremea, doamnelor și domnilor, prognoza meteo pentru județul Vâlcea. Avem în momentul de față doar un grad, însă maxima zilei va fi de 15 grade. Haideți să aflăm cum stăm în județul Vâlcea și revenim imediat.
Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării vântul va avea intensificări în Banat, Moldova, estul Munteniei, Dobrogea și parțial în Transilvania, cu viteze între 45 și 65 de km pe oră, dar și la munte, cu rafale între 80-90 de km pe oră la altitudini mari. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița. Între minus 6 și 3 grade Celsius, masivul Cozia între minus 3 și 5 grade Celsius, Horezul între 1 și 11 grade, Brezoi între 0 și 11 grade, Voineasa între 1 și 10 grade, Câineni între 3 și 13 grade, Băile Govora între 1 și 11 grade, Olănești între 1 și 10 grade, Călimănești între 0 și 11 grade, Drăgășani între 3 și 13 grade, iar în Râmnicu-Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 1 și 12 grade Celsius. Da, oameni buni, am revenit aici în direct la matinalul Fii Antenă. Pentru cei care ați deschis poate televizoarele puțin mai târziu sau pe pagina de Facebook Antena 3 Vâlcea, suntem live și acolo. Invitata mea din această dimineață este Alina Nenu, colega noastră, dar și latura aceasta mai nou dezvoltată, de fapt nu este chiar nou, este o pasiune mai veche în a-și dezvolta aceste simțuri, ca să zic așa, în a cunoaște oameni mai bine, în a înțelege mai bine, în a mă cunoaște pe mine, în a te cunoaște pe tine, viața să capete sens mai să bine. Să capete sens în sfârșit. Da, exact. Așa că probabil această latură, când ai descoperit-o, Alina, cu cât timp? De mic copil, dar am devenit conștientă de atracția mea către a mă cunoaște, către a înțelege cine sunt, acum 12 ani, o să spun. Când am devenit mama, a fost ceva ce m-a transformat. Am știut că trebuie să caut mai mult pentru a oferi mai mult fiicei mele. Este o căutare de sine, de fapt, și mi-am dat seama cât de nevoie e ca noi toți să știm cine suntem pe pământul acesta și ce vrem și ce avem de făcut. De aici am plecat eu. Foarte interesant, Alina. Sunt curioasă, cu toții am avut, cred că la un moment dat, acest declic, și dacă nu l-am avut, din punctul meu de vedere, este destul de trist, aș putea spune, să trăiești această viață fără să ți dai seama ce sens are pentru tine și care este menirea ta, de fapt, pe acest pământ. Din punctul meu de vedere, să trăiești în latura aceasta și în partea aceasta confortului și a inconștienței, din da, părere. Și a fricii, pentru că ți este teamă să te descoperi pe tine și ce ți este benefic ție în viața ta, este destul de trist din punctul meu de vedere, dacă este puntez așa. Așa este, dar toți avem momentul nostru. Mi-am dat seama că toți avem declicul nostru la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, sau cum ar spune alții, poate în altă viață, dar cu siguranță. Dar este prea păcat să nu trăim pe aceasta care ne este dată în momentul de față. Din punctul meu de vedere, nu se știe ce este de fapt dincolo de această viață. Sunt multe speculații, multe, nu știu, păreri, așa că cel mai bine este să trăim ce avem acum, în momentul de față. Alina, imediat intrăm în pâinea discuției și vom dezvolta acest minunat subiect imediat după horoscopul clar prezentat de către tine, ci că orgoliul le dă de furcă anumitor zodii pentru că se adaptează greu la cedințele partenerului. Dacă nu veți gândi rațional, impulsivitatea vă va costa. Sunt tare curioasă să vedem pentru care zodie spun astrele că sunt cam orgolioși. Haideți să ascultăm cele 12 zodii matinalii mei și revenim imediat. Aștept mesajele dumneavoastră să le citesc. Sunt tare încântată de faptul că vă întâlnesc și mă felicitați pentru emisiunile pe care le realizez. Horoscop, dragii mei, acum. Berbec. Este esențial ca nativii berbec să spună ceea ce își doresc de la ceilalți. Aveți tendința să vă puneți pe locul 2, dar astăzi este momentul pentru a vă exprima ideile și sentimentele. Taur. Taurii ar trebui să renunțe la încăpățânare. Ascultându-i pe ceilalți, poate vă schimbați perspectiva asupra unor chestiuni importante în ceea ce privește sfera amoroasă. Gemeni. Și gemenii întâmpină probleme în relațiile cu cei din jur. Dacă nu sunteți pe aceeași lungime de undă cu ceilalți, încercați să mergeți pe drumul vostru, chiar de unii singuri.
rac. Racii sunt mai irascibili. Încercați să luați totul pas cu pas. Există riscul să omiteți etape importante care vă pot influența viitorul. Leu. Nativii leu ar trebui să fie atenți la ce vorbesc și cu cine. Cuvintele pe care le folosiți pot fi înțelese greșit. Apelați la diplomație. Fecioară. Fecioarele pot fi ușor influențate de cei din jur. Nu ascultați tot ce vi se spune, iar dacă aveți acte de semnat, mai bine amânați. Balanță. Dacă balanțele vor întâmpina dificultăți, ar trebui să ceară ajutorul prietenilor. Este un test bun să vedeți cine vă este cu adevărat alături. Scorpion. Posibile prietenii de durată se vor lega pentru scorpioni. Planul social merge ca pe roate, iar oamenilor le face plăcere să fie în preajma voastră, așa că profitați de toată atenția celor din jur. Săgetător. Săgetătorii vor primi vești excelente în legătură cu niște acte. În a doua parte a zilei vă distrați după bunul plac alături de prieteni. Capricorn. Cel mai bine ar fi ca nativii Capricorn să nu intre în conflicte. Tensiunile pot crea discuții serioase, așa că lăsați apele să se liniștească de la sine. Mai bine vă axați pe activități relaxante. Vărsător. Vărsătorii trebuie să renunțe la excese, în special cele alimentare. Pas cu pas încercați să eliminați ceea ce vă face rău, atât fizic cât și spiritual. Pești. Nativii pești sunt răbdători și calmi. Totuși, nu vă speriați de noutăți, ci primiți orice schimbare cu brațele deschise. Și am revenit, oameni buni, aici în direct la matinalul Fii Antenă în această zi de marți. Vă doresc o zi de marți cu 3 ceasuri bune, ca de fiecare dată când nimerim această zi, și nici de cum 3 ceasuri rele. Să pășim în această zi cu zâmbetul pe buze și cu energia pozitivă pe care invitata mea, Alina Nenu, dar și eu, Mădălina Mitu, dorim să vă transmitem. Nu, Alina? Categoric. Hai să intrăm în discuție, pentru că timpul ne presează, Alina, și sunt multe de discutat. Și vreau să te întreb, până la urmă, cu toții avem partea aceasta de stimă de sine. Ne naștem cu ea. Da, însă diferența o face că este stima de sine scăzută sau stima de sine cu încredere. Crescută, da. Crescută. Ne naștem cu toții, da, având stimă de sine, la cotele ei cele mai înalte, cele mai bune, da? Problema este că ea scade pe măsură ce creștem. Din cauza familiei, din cauza societății, a școlii, efectiv, din cauza acestor programe, idei, convingeri, care ni se inoculează involuntar de cele mai multe ori, de către familie, cum spuneam, școală, societate. Da, ni se spune nu te lăuda, mândria nu e bună, da. Ni se spune adesea ca să ai o viață fericită trebuie, sau să ai mulți bani, trebuie să muncești mult, nu ești în stare să faci asta, nu mai visa, vino cu picioarele pe pământ, stai aici că viața e grea. Ni se spun adesea lucrurile astea încă de mici, sau pur și simplu această educație foarte restrictivă, autoritară, pe care unii copii o primesc, duce la această stimă de sine scăzută. Copilul, când este criticat, certat în permanență, el nu are capacitatea să înțeleagă, da, ce vrea să spună părintele, nu are capacitatea de a înțelege logic, da, rațional, și atunci el, fiind emoțional, preia totul ca fiind adevărat și în funcție de starea pe care el o simte în acel moment, dacă este certat, dacă este persiflat, el înțelege în subconștientul lui în acel moment că el nu este suficient, nu este adecvat, nu este pe placul părinților. La școală, la fel. Fetița mea, mi-aduc aminte, se întorcea adesea de la școală spunându-mi: mami, mai bine mor decât să merg acolo. A fost semnalul care mi-a dat de înțeles că trebuie să fac ceva în sensul ăsta, pentru că fetița mea se credea proastă. Da, cred că la un moment dat, Alina, cu toții am trecut prin, da, asta, și prin ce a trecut fata ta, am trecut și eu prin această, da, cum s-o numesc, trauma a copilăriei. Da, este până la urmă o traumă. A momentului în care eu am fost elevă, la fel majoritatea profesorilor, nu
toți, clar, ne traumatizau cu astfel de vorbe, cu astfel de cuvinte, spunându-ne că nu o să ajungem nimic în viață, că suntem proști, că suntem analfabeți, că... Și atunci a trebuit să lucrez dublu decât un om normal la mine, da, ca persoană. Așa este. Din păcate, fără să ne dăm seama, noi ca părinți, ca și profesori sau... eu știu, factori care influențează, da, viața celorlalți, fără să ne dăm seama, noi putem scădea stima de sine a celorlalți, a copiilor noștri, și e important să fim conștienți de acest aspect. Uite cum stima de sine începe să scadă din copilărie, de atunci. Corect, începe totul. Exact. Și ea ne dictează viața, da, pe care o vom avea ulterior, pentru că având o stimă de sine scăzută, ce este de fapt stima de sine? Haideți să, da, să vorbim despre aspectul ăsta. Este o combinație între încrederea în sine și respectul de sine. Stima de sine se referă la părerea pe care noi o avem față de propria persoană, cât de mult ne iubim, cât de mult ne apreciem, ne valorizăm, câți bani dăm noi pe noi, da? În opinia noastră, în ceea ce privește părerea noastră despre noi, care este percepția noastră despre noi, cât de valoroși suntem noi pentru noi. Poate să fie confundată partea aceasta, latura aceasta pe care tu ai punctat-o acum, având prea multă încredere sau considerând că... Nu există prea multă încredere și nu există stimă de sine prea mare. Categoric nu. Dar există altceva. Există, da, imaginea de sine, care este, nu se confunda, da, cu stima de sine, este părerea celorlalți despre noi. Sau mai bine spus, este cum ne percepem noi prin prisma celorlalți. Da? Atunci când facem asta, când suntem atenți, când suntem în afara noastră, da? Când nu avem o percepție despre noi, avem percepția noastră venind din partea celorlalți. Dacă ceilalți ne plac, atunci noi suntem ok, în regulă, sunt bine. Da, corect. Dacă ceilalți nu ne plac, atunci e o problemă. E o mare problemă pentru noi. Căutăm în permanență validare în afară. Este important întotdeauna ce cred ceilalți. Suntem o societate, se pare, cu o stimă de sine foarte scăzută. De ce spun? Așa se vrea să fim. De ce? Dar știi cum erau pe vremuri și spuneau părinții, vezi că mă faci de râs, nu fă lucru acela, nu... Îți dai seama acest mă, da, faci de râs, da, ce înseamnă în sufletul unui, deci, copil? Deci de aici consider că inadecvat se crede în acel moment, cât de neiubit. Nu fă lucrul acela, că mă faci de râs, da, vezi că ce o să zică lumea despre ce noi? Ce o să zică lumea? Da, vezi? Deja s-a inoculat ceva în copilul ăla, în subconștientul lui, atenție. Noi nu suntem conștienți de aceste comportamente. Corect. Și gânduri ale noastre. Ele sunt în subconștient și se manifestă fără să ne dăm seama. Seama, corect. Da? De multe ori facem lucruri și nu realizăm ce facem. Da. Și zicem, nu mi-am dat seama de ceea ce am făcut. Asta pentru că, exact cum ai spus, subconștientul lucrează. A fost un comportament automat. Exact. Da. Vreau să spun că societatea, din păcate, ne vrea așa, cu o stimă de sine scăzută. Trăim într-o societate de consum. Asta înseamnă că trebuie să cumpărăm ca să fim cineva, adecvați. Suntem cineva dacă avem o casă cu piscină. Suntem adecvați și minunați dacă avem o anumită carieră, dacă avem o anumită mașină, dacă avem o anumită vestimentație, purtăm anumite mărci pe noi, da? Suntem adecvați și minunați dacă mergem, nu știu ce, vacanțe extraordinare. Și toți ne aruncăm și alergăm după o imagine pe care societatea a creat-o, da? Despre și noi. După te miri, exact la ceea ce tu ai punctat, că acele persoane care au o viață perfectă din toate punctele de în vedere... În realitate aici... În realitate te miri... E o stimă de sine scăzută. De ce ajung să se sinucidă, de ce ajung să consume alcool și așa mai departe? Te miri de unde și au de ce? Au trecut în afară, nu mai sunt în interior, nu mai este vorba de ei cu ei, este vorba doar de aparență, da? De ceea ce vreau eu să par, nu de ceea ce sunt. Mi-e rușine cu ceea ce sunt și atunci vreau să par altcineva. Sunt inadecvat, sunt insuficient și vreau să fiu altcineva și atunci caut să arăt că sunt altcineva, dar ce crezi? Nu sunt. Sufletul meu își cere drepturile. Tu ești altcineva. Află cine ești. Asta spune sufletul. Cum aflăm, Alina,
să avem așa încredere. Deci cum aflăm latura aceasta de a avea încredere în noi, dar încrederea aceea sănătoasă de care vorbim noi? Deci să ai încredere în tine frumos, să-ți capeți latura aceasta că poți rezolva orice problemă o vei avea și că nu ai nevoie de cei din jur, sau uneori chiar este benefic să fii și vulnerabil. Cum trebuie să procedăm, să fie o balanță echilibrată? Ok, sigur că da. În primul rând, deci vestea bună este că stima de sine poate fi reclădită oricând, la orice vârstă, atâta timp cât suntem conștienți de noi și de ceea ce ne dorim în viață. Sunt ok cu viața mea acum? Este în regulă? Sunt fericit? Hai să mă întreb, corpul meu ce spune? Sufletul meu ce spune? Problema este că mintea și corpul, la un moment dat ai văzut că dacă facem sport, avem dopamină, serotonina, deci hormonul fericirii crește, da? E, dar exact cum spui tu, în subconștient trebuie de fapt, dacă mă întreb pe mine, căutat. Că și de multe ori mințim mintea prin aceste trucuri, da? Da. Cu sport, cu o viață aceste frumoasă. Plăceri de moment. Exact. Da. Și atunci... Dar întotdeauna sufletul nostru ne spune, băi, eu am visuri? Eu ce visuri am? Eu ce îmi doresc? La ședințele mele de coaching, prima întrebare, da? Prima și cea mai importantă întrebare, ce vrei, ce-ți dorești? Ce vrei de la viață? Asta e important. Asta e prima întrebare. Ce vreau eu, de fapt? Sunt ok cu mine în momentul ăsta? Ce aș vrea? Ok, vreau acest. Vreau să realizez ceva. Vreau să creez ceva. Vreau să, nu știu, să ajung să am o anumită carieră. Sau vreau să ajut oamenii. Bun. Întrebarea următoare. Ce depinde de tine? Ce poți să faci în direcția asta? Ce ai făcut până acum? Întrebarea care mie mi-a schimbat viața. Ce faci pentru visul tău în fiecare zi? Și asta m-a cutremurat. Hopa, nimic. Hai să fac ceva. Ieși din zona de confort și fă ceva. Da, sigur, o persoană cu stimă de sine scăzută nu are încredere în ea, nu simte că merită, în primul rând, acest nu merit. Da. Nu merită ceva mai bun. Noi merităm, ne naștem cu dreptul de a fi cine simțim că suntem și de a avea orice ne dorim în lumea asta. Aici trebuie lucrat cu convingerile limitative. Eu nu merit, eu nu pot alt lucru, eu nu pot, deci nu sunt capabil, așa crede despre mine. Ei, află, ieși din zona de confort și află că poți. Oho, și-o spun din experiență, poți orice. Dumnezeu îți dă cât poți tu să duci, vorba aia, da? Chiar poți, dar ieși de acolo, nu mai sta. Te miri, acțiuni. Te miri și te întreb cum de un om sărac, de aici pleacă totul, cum de un om sărac care nici măcar n-avea o pereche de încălțări sau o coajă de pâine a ajuns să fie milionar, miliardar și așa mai departe. E, de aici, pentru că dacă tu te autodepășești pe tine și ți-autodepășești fricile, temerile, frica de eșec, frica de ce spun alții, exact, când, da. Automat este imposibil să nu reușești. Deci totul este posibil dacă tu prin acțiune. Da, dacă dorești. Ieși din confort. Confortul ăsta ne omoară. Ne omoară sufletul. Cu cât înaintăm în civilizație și probabil că observăm cu toții, cu atât suntem mai nefericiți. Cu cât ducem o viață confortabilă, suntem Corect. Mai nefericiți, pentru că în realitate nu ne dăm voie să muncim pentru ceea, să acționăm, să ne zbatem pentru ceea ce ne dorim. Un om cu stimă de sine foarte joasă este un om care spune, care dă vina pe ceilalți în permanență, okay. care nu se împuternicește el pe el, nu găsește resursele lui interioare și atunci spune, nu se poate, nu pot. Așa e viața, așa e societatea, n-ai ce să faci în viața asta, n-ai ce să faci în țara asta, n-ai ce să faci, doar să stai și să înduri. Să aștepți și să înduri. Asta este o convingere a unui om cu stimă de sine foarte joasă. Este omul care nu se împuternicește, care nu acționează, care preferă să stea acolo că și viața să-i se întâmple, care crede că nu are control asupra vieții. Ei bine, avem control. Totul stă în alegeri. Aleg altă viață. Aleg să fiu altfel. Aleg să fiu cum sunt eu, de fapt, nu cum mi s-a spus să fiu sau cum cred eu că e bine și confortabil pentru mine.
Bun, nu, toate acestea la un moment dat poate a avut încredere, exact cum ai spus, ne naștem puri, curați, nevinovați. Ne iubim, avem o iubire față de sine și față de ceilalți. Când ne iubim pe noi, apropo, doar atunci iubim pe ceilalți. Când noi ne apreciem pe noi și eforturile noastre și ființa noastră și calitățile noastre și acceptăm și defectele noastre, asta înseamnă să ai o stimă de sine ridicată, să te accepti cum ești. Da, am părțile mele bune, am și părțile mele pe care nu mi le accept, dar eu nu mi le accept. Le accept pentru că până la urmă n-am ce, dar să zicem cu care lucrez sau poate că nu sunt cum ar trebui să fie, dar asta este, mă accept, sunt în un întreg. Nu există un om doar bun sau un om doar rău. Le avem pe toate, ambele părți sunt în noi, da? Dar mă accept așa cum sunt și știu punctele mele forte și mă duc într-acolo, le recunosc și pe acelea mai slabe și lucrez cu ele. Asta înseamnă să ai stimă de sine, da? Înaltă, da? Ridicată. Dar ca să ajungi aici, fă acțiuni, lucrează cu tine. Du-te la oameni care te ghidează. Fă singur. Învață, află cine ești. Bun, revin unde voiam să ajung, să putem puncta acest aspect. Consider că este foarte important și anume, repet, ne-am născut inocenți, nevinovați, pur, curați și toate aceste elemente frumoase. Ajungem să avem încredere. Părinții ne dau educație frumoasă, bună. Totul este ok, la școală totul e în regulă. Și la un moment dat ajungem să ne căsătorim sau ajungem să avem o viață și o relație cu cineva. Acel cineva își poate pune amprenta într-un mod, zic eu, nefavorabil. Și începe și lucrează la psihicul tău, pentru că știm cu toții că spunem cu cine umbli ca să spun cine ești. Cine? Sau la un moment dat, dacă stai în jurul persoanelor cu IQ scăzut, vei deveni și tu ca ei. Erau vorbele acestea. Stai cu un om deștept, ești și tu deștept sau cel puțin te trezești la realitate. Ce facem în momentul în care o persoană de genul acesta cu o toxicitate incredibilă începe să-ți lucreze la psihic și îți cade stima de sine? Cum ți-o recapeți? Cum capeți forța aceea și puterea să redevii omul care te-ai născut și ai crescut cu stima de sine crescută? Din ce am studiat eu și din ce am observat și la mine și la alții, nu se întâmplă lucrurile astea dacă tu ai o stimă de sine înaltă. Nu poate să te afecteze. Cunosc persoane, de asta am și puntat. Înseamnă că nu au o stimă de sine. Au percepție despre ele că sunt ok. În realitate nu sunt ok pentru că terenul l-a avut. Fondul a fost astfel încât persoana respectivă a dus-o pe acea persoană. Eu zic, Alina, că atunci când iubești, iubirea e oarbă și te termină, te dezmembrează din toate părțile. Așa este, dar nu întâmplător anumite persoane vin către noi. Le-am atras. Și asta e o altă discuție. Dar dacă cineva ne afectează la modul acesta, înseamnă că fondul nostru nu e așa cum credeam noi. Înseamnă că acolo e o problemă la noi, în primul rând. Pentru că am dat voie. Am dat putere acelei persoane să facă din să noi... Să fie pe piedestal și tu să fii sub. Da, într-adevăr. Deci în noi este problema. Noi am atras, dar foarte bine că am făcut asta, pentru că am aflat despre noi niște lucruri, că avem de lucrat cu noi. Nu există, eu sunt minunat, perfect, sunt ok cu mine și cineva m-a distrus. I-am dat voie să fac asta. Foarte interesant. Aici voiam să ajung să punctăm acest aspect. Și înseamnă că eu mai am de lucru cu mine. Într-o relație toxică îți dai seama imediat dacă tu ești, știi cine ești, ești bine cu tine și ești în echilibru și vezi că cineva îți face rău. Atunci iei măsuri, acționezi. Pun limite, da? Sănătoase. Un om cu stimă de sine înaltă știe până unde este în regulă pentru el ca lucrurile să se întâmple și spune, nu accept să te comporți cu mine așa. Nu, e sub demnitatea mea, da? Să stau cu astfel de persoană. Am pus punct imediat. Pentru că o persoană cu stimă de sine ridicată, da, știe ce este bine, până unde este bine și ia măsuri. Frumos, asertiv, nu trebuie să facem scandal, da? Și asta e o altă latură a persoanei cu stimă de sine înaltă. Bun. În concluzie, Alina, este de punctat că stima de sine scăzută ne afectează viața într-un mod... Ne ține pe loc.
ne ține pe loc și ne zdruncină viața și nu descoperim de fapt cine suntem și noi cu adevărat. Și ce putem, care sunt resursele noastre. Nu ne dăm seama ce putere imensă se află în noi, da? Dacă stăm pe loc. Sigur, vedem greutățile care vin spre noi și uneori ne întrebăm cu de unde am avut atâta putere să trec peste asta. Da, pentru că ceea ce ni s-a întâmplat a avut rolul tocmai să ne împuternicească. Și de multe ori așteptăm ca aceste lucruri rele, da, să vină spre noi ca să aflăm și noi câtă putere avem în noi, dar se poate și altfel. Haideți să facem lucruri creative, haideți să facem, nu știu, cursuri. Am descoperit că făcând tot felul de cursuri, cursuri de dans, da, ce frumos, nu știam că pot să dansez, eu știu, anumite dansuri, că pot să fac lucruri, să desenez, să cânt, să compun, până nu m-am apucat de asta. Mi-aduc aminte când m-am împuternicit, să zic că a fost o perioadă foarte interesantă în viața mea, când efectiv am zis, gata, trebuie să fac ceva nou, trebuie să simt să fac. Și am început să compun muzică și m-am simțit că am descoperit o altă latură a mea. Ce frumos! Dacă stăteam acolo, doar mergeam la serviciu, acasă, familie și atât, plimbări și alergat după cumpărături, nu descoperam nu lucrurile descoperai, astea. Haideți să aflăm cine suntem. Hai să vedem ce îi place sufletului. De unde se înceapă oamenii într-un minut, Alina, să-și descopere toate aceste pasiuni și să aibă tăria și puterea. Interiorizându-se, stând de vorbă cu ei înșiși, cine sunt, eu ce vreau, de aici pornește, ce vreau, care sunt visurile mele, ce mi-am dorit în copilărie, ce-mi doresc acum. Dar dincolo, fără să vreau să demonstrez, da, să nu trec în imaginea de sine, vreau să demonstrez ceva cuiva. Nu, da. Ce vrea sufletul meu să facă cu adevărat, ce mă atrage, să ajut oameni, să clădesc ceva, să realizez ceva, nu știu, ce pasiuni am, ce hobby-uri am. Haideți să ne descoperim. Și apoi mergem mai departe, dacă nu putem mai mult, cerem ajutor. Și cel mai important, ca toate acestea să fie descoperite din punctul meu de vedere, este să ieșim din zona de confort, căci nu se întâmplă absolut nimic, vă garantez, doamnelor și domnilor. Alina, de final avem aceste cărți ale Universului, așa cum le numesc eu. Imediat am să citesc și mesajele. Ne ridicăm sau? Cum consideri? Hai să vedem. O să punem o ce ne rezervă astăzi? Nu mai extragem citatul Karma, dar sunt curioasă să vedem ce ne rezervă aceste cărți ale Universului, așa cum le numește Alina. Ia să vedem. Ne punem o intenție și anume intenție. Să primești mesajul cel de care ai nevoie. Perfect. În acest moment. Chiar sufletul tău are nevoie, da? Deci mesajul pentru sufletul tău. Hai să nu mă uit. Ia să ce mesaj îmi transmite mie Universul să-mi... Wow! Foarte interesant! Da, o excelentă prosperitate lăuntrică, mai ales spirituală, dar și materială. Trebuie să citim în carte ca să înțelegem. O să citim și în carte, dar până una alta, ce înțelegi tu? Este foarte important subconștientul tău cum... Că deja înțelege. Prosperitatea spirituală, materială și lăuntrică deja vine către mine și că mă îmbărbătesc așa și vreau să descopăr lucruri noi și interesante, tocmai pentru că am început foarte mult să citesc pe latura aceasta foarte multe cărți de dezvoltare personală, de a înțelege oamenii, de a înțelege intențiile lor către noi și de ce acționează într-un anumit fel și mod în ceea ce ne privește pe noi femeile, în general. Hai să mai vedem ce mai avem. Și încă un lucru, este foarte important să interpretezi și imaginea. Imaginea este că deja capăt putere de la univers, așa o văd așa, eu. Așa, și ce mai înseamnă? Da, și mai înseamnă echilibrul. Echilibrul. Sunt chakrele noastre. Serios! Prin echilibru și stare de bine și stare de, să zic, de armonie în noi, armonie între minte și suflet, da? Așa obținem. Doamne ajută! Hai că sunt curioasă, mai avem ceva? Planurile. Parcă mai aveam unele sau? Mai avem și altele, să zicem să un sfat. Un sfat, ce sfat primim? Așa, ce sfat primești? Sunt curioasă, ia să vedem. Și mai sunt curioasă de ceva, mai Alina, de viața aceasta, unde ne duce ea pe noi, oare? Unde alegem noi? Unde alegem noi? Destinația. Alegere. Totul este o alegere. Destinația atenție, noastră. Alegere înseamnă împuternicire, înseamnă putere. Aleg să.
Alexa, ia să vedem. Ce alegi? Hai să vedem. Aleg inteligent. Viață de obicei. Vezi ce înseamnă și inteligent? Ia mare atenție. Ah, nu crezi că devină imun la o travă. Oricât de mult ar bârfi lumea despre tine, dacă nu iei nimic la modul personal, tu devii imun. Imunitatea la o travă în mijlocul iadului este marele dar al celui de-al doilea legământ. Că vorbeam de stima de sine, stima de sine înaltă te face să nu iei în seamă ceea ce nu te ajută, da? De la adică ceilalți, părerile celorlalți, care de obicei sunt negative și așa mai departe. Așa este. Noi știm ce e mai bun pentru noi, nu știu alții. Foarte interesant, mi-a plăcut tare mult toate acestea. Alina, hai să vedem ce mesaje am primit în această dimineață, ce zici? Hai să vedem. Intrăm aici ca să putem să le vedem pe toate, să nu omitem absolut niciun mesaj. Și încep prin a spune în felul următor, de la noștri telespectatori de pe Facebook, că știu că sunt mulți care ne urmăresc și din fața micilor ecrane de pe televizoare. Și zice așa, Daniel Țârlea, bună dimineața, o zi frumoasă, Mădălina, mult succes, o salut pe distinsa invitată, Alina Nenu, mult succes. Și vă salut. Mulțumesc. Dănuț Costin, bună dimineața. Alex Popa, bună dimineața, fată frumoasă, fată frumoasă, arăți foarte bine, ca în fiecare dimineață. Felicitări pentru tema de discuție. Claudiu Sândulescu, bună dimineața frumoșilor, vă doresc o zi frumoasă și reușită. Mihai Ciobi, bună dimineața, zi extraordinară să aveți. Maria Mitu, bună dimineața frumoaselor, salutări Alinei, vă îmbrățișez cu mult drag. Și eu vă îmbrățișez. Alin Niculescu, ești minunată, mădălineața tuturor și invitatei tale. Lucian Constantin Cărămit, dăneața bună și o zi frumoasă. Și am mai primit câteva sticăre. Salutări pe toate, îi salutăm pe toți. Și pe doamna Mariana Măcarin și pe domnul Vasile, de m-am întâlnit acolo la Ognele Mari, la Salină. Și foarte, foarte mulți telespectatori. Și pe Florin îl salutăm de, ți-am zis eu că m-a oprit în supermarketul acela când am voie să zic, și m-a felicitat. Îl salutăm și pe el cu mare drag, știu că te apreciază și el foarte mult. Și mai salut și pe Mihai și mai salut pe ai mei părinți și pe doamna Sabina și pe domnul Gigi, pe toată lumea. Așa că, Alina, de final îți mulțumesc și dă-mi îmbrățișarea aia să primim imunitate. Și ești o adevărată prietenă. Mă bucur tare mult că te am în viața mea. Și mă bucur că te cunosc și nimic nu e întâmplător. Așa este. Cred că, din punctul meu de vedere, am avut așa nevoie una de alta. Rezonăm. Rezonăm foarte bine la absolut tot. Da. Și dumneavoastră, sper că ați rezonat cu noi în această dimineață, dragii noi, dragii noștri, Mădălina Mitu pentru dumneavoastră și Alina Nenu, alături de Laurențiu Popa de acolo, de la butoane, și Radu din spatele camerelor de filmat. Vă dorim să aveți parte de o zi excelentă, cu reușite în viață și cu reușite în această zi minunată, să trăim clipa la cote maxime și frumos. Așa toate cele bune, la revedere, vă pupăm! La revedere! Pupăm.